Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Eu una știu, că nu vedeam și acum văd. Iubiți credincioși, ne aflăm în cea de-a șasea duminică. De după pogorârea după învierea Domnului, ne apropiem cu pași foarte, foarte mari către înălțarea Domnului și pogorârea Duhului Sfânt. Vă să zic că suntem într-o perioadă în care Mântuitorul ne pregătește pentru o altă etapă. Pentru că atunci când era spre patimă, le-a spus ucenicilor, când va veni Mângâietorul, vă va învăța pe voi adevărul. Iată că până atunci însă trebuie să mai învățăm câteva lecții. Și anume, astăzi Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta una dintre cele mai tulburătoare lecții despre cum se vede. Și anume, în vindecarea despre care ni se povestește astăzi, vindecarea unică a unui orb din naștere, ni se prezintă câteva aspecte foarte interesante despre ce vedem, cum vedem, ce trebuie să vedem, ce nu trebuie să vedem și cum văd alții despre vederea noastră. Să le luăm pe rând. Este o întreagă istorisire cu amănuntele de rigoare despre cum a intrat Mântuitorul în cetate și ucenicii vroiau să mai învețe o lecție. Și au spus, iată, Doamne, în fața noastră un orb din naștere. Cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? Și Mântuitorul a răspuns foarte clar, nici el, nici părinții lui, ci ca prin aceasta să se vadă slava lui Dumnezeu. Cu toții suntem robii unui sistem de logică pe care trebuie să-l dăm deoparte. Cu toții, atunci când vedem un lucru care se întâmplă sau o situație dată, considerăm că noi vedem un efect și trebuie neapărat să fie o cauză în spate. Este adevărat. Dar logica lui Dumnezeu ne prezintă astăzi că ne grăbim. Ne grăbim să tragem concluzii. Atunci când vedem un om care nu se îmbracă după ultima modă de la Paris, lansată la Milano, în primăvară, nu vedem un băiat care să nu aibă gamba vizibilă și să vedem că n-are ciorapi, înseamnă că băiatul acela nu e pregătit pentru viață. Tragem concluzii greșite, așa cum au tras concluzii și apostolii. Au zis, s-a născut orb. E, ia să ne zici, una din două. N-au zis că poate din altă cauză, nu. Cine a păcătuit? El sau părinții noștri? Fraților, atunci când vedem pe cineva că este într-o anumită situație, nu trebuie să tragem concluzie înainte de a se pronunța acela sau de a-l întreba. Păi, nene, ce ai făcut? Te pot ajuta cu ceva? În ce-l privea pe orb, este clar că un orb născut din un orb din naștere nu putea să fie vindecat, cum nici astăzi nu poate să fie vindecat un orb din naștere. Pentru că există niște legături neuronale care lipsesc și nu se poate nici astăzi, cu câtă medicină am avansat, să rezolvăm această problemă. Dar a da vina pe om sau pe Dumnezeu că se află într-o situație sau într-alta este cu totul și cu totul din logica omenească pe care trebuie să o părăsim, măcar de azi încolo. Cum s-a întâmplat de om, omul acela a fost orb? Hai să ne gândim la noi și să ne gândim ca și când Mântuitorul astăzi ne-ar fi spus o pildă. Sunteți de acord că și noi suntem cu toții orbi? Eu astăzi am fost ispitit ca la rugăciunile pe care le citim în taină la Sfânta Liturghie să închid ochii. Acum, după 23 de ani de
slujire, să nu credeți că e un lucru atât de greu de făcut. Rugăciunile acelea nu le-am învățat niciodată așa ca trăznea, să mă uit în liturghie și să le spun cu ochii în tavan, nu. Acestea se trăiesc, rugăciunile, și se învață numai și numai după ce le trăiești. Îmi place foarte mult cum numesc acest mod de redare francezii, par cœur. Ei nu zic cu ochii închiși, zic din inimă. Înseamnă că lucrurile pe care la un moment dat e nevoie să le vedem, sunt după o altă logică. Închizând ochii, trebuie să le simțim. Noi suntem orbi pentru că nu am fost învățați de nimeni că viața spirituală nu este una cu care să te naști pur și simplu, ci trebuie să o acumulezi. Și apropo de vedere, mi-aduc aminte cu mare drag de fiecare dată când vine în minte imaginea unui om care trebuie să vadă totul, mai ales între artiști, cum zicea fratele nostru Viorel Cosma, un mare violonist dintr-un neam de muzicieni și de instrumentiști și de istorici ai muzicii, când a ajuns în fața unei comisii ca să fie promovat, avea cam 10-12 ani, a cântat rapsodia română dumnezeiește. Și de ce credeți că a fost descalificat? Pentru că membrii jurului au constatat că pe jumătate din executare a închis ochii. L-au întrebat, dar așa, de formă, deja sentința era dată. Probabil că se simțeau datori să dea lămuriri de ce l-au descalificat. Și l-au întrebat dintr-o doară, dar de ce ai închis ochii atunci când ai ajuns la elementele cu tare sau cu tare, la sistemul 14.200? Și el a răspuns, pentru că eu am vrut să trăiesc mai intens muzica aceea. Și au spus, nu, asta nu se face. Parcă îi auzim pe cei din Sinedriu. Este sâmbătă, cum să te vindece? Cum să vezi tu? L-ai văzut toată viața și într-o sâmbătă te-ai nimerit să te vindeci? Așa i-au spus și ei. Nu are voie un artist să părăsească din câmpul lui vizual arcușul, pentru că dacă arcușul, atunci când închizi ochii, o ia într-o parte. Adică, vorba părintele Asenie, tipic și la inimă nimic. Nu interesează pe nimeni să mai trăiască muzica, ci trebuia să fie cu ochii pe bețelele din care ieșea sunetul, că vezi, Doamne, parcă sunetul ne interesa. Nu sufletul care era în partitura însăși ne interesa, numai partea care se vede. Adică să vedem, să dăm bine, să se vadă glezna, cum am zis, să n-ai ciorap, să se vadă, Doamne ferește. Ei, și acum să mergem mai departe cu această vedere. Ce vedem sau ce trebuie să vedem? Sunt și anumite lucruri pe care nu trebuie să le vedem. A, o să credeți că ne întoarcem iar la fratele Cosma? Că din acel moment, să știți că fratele Cosma s-a lăsat de vioară și s-a luat de cinema. Și acum este pomenit Cosma lui cinema francez. Pentru că a trăit la Paris, după aia s-a supărat așa de tare pe comisia asta care l-a făcut din martor în inculpat și a văzut de ale lui. V-a să zic că de ce sunt anumite momente în viața noastră când nu trebuie să vedem? Vă aduc aminte în câteva secunde despre o comunitate monahală în care starețul, în mod vădit, față de cel mai ascultător și cel mai cuminte și cel mai pios dintre călugării de acolo, își manifesta întotdeauna o mai mare îngăduință și o bucurie când se întâlneau. Numai că într-o zi fratele acela a greșit. A greșit și a greșit și la vedere. Au văzut toți ceilalți frați care de-abia așteptau, pe românește, să o încaseze de la stareț. Că ei o încasau de două ori pe zi și o dată seara și fratele lor nimic. L-au lăsat pe stareț o zi, dar a doua zi nu au mai putut să mai au văzut că nu iau măsuri, l-au chemat și au făcut o ședință, cam cum au făcut sinedriștii astăzi, că, băi, fraților, se cheamă loc ăla cu acea, că el crede că se poate vindeca așa sâmbăta, să trecem noi cu vederea nouă, nu se poate.
Și au zis, Părinte, stare, nu te supăra pe noi. Noi fiecare dată când greșim și nu greșim, n-am greșit ca fratele ăsta de să greșim atarea cu rău de tot. Ei măsuri cu noi. Sau nu cumva ai uitat că Dumnezeu v-a dat și ochi să vedeți și greșelile fratelui, nu numai pe ale noastre. Și stariciul n-a răspuns nimic și a plecat. A doua zi însă i-au dat ultimatum că trebuie să le răspundă la această problemă. Și stariciul le-a spus foarte clar, ce s-a întâmplat copii? Și au spus, dacă nu aveți ochi să vedeți ce a făcut fratele la care țineți așa de mult, de ce credeți că ne-a dat Dumnezeu ochi? Și atunci stariciul le-a spus foarte simplu, ce da, Dumnezeu care ne-a dat ochi, ne-a dat și pleoape, să le mai închidem din când în când. Sunt niște realități pe care nu trebuie să le vedem. Și chiar dacă le vedem, să nu le băgăm în seamă. Să le trecem cu vederea, pentru că astăzi este Duminica Orbului. Din Duminica Orbului însă, trebuie să învățăm ce trebuie să vedem cu adevărat. Și anume, haideți să vedem care este atitudinea noastră față de pericol. O să spuneți, da, trebuie să fim oameni spirituali, care să vedem numai partea bună. Nu. Ca să vă întăresc mai bine ce vreau să vă spun, mi-aduc aminte că în vremea în care posturile se ocupau, la fel ca acum, dar nu se numea casting, nu se numea CV european să depui și așa mai departe, să alegi 2 inși din 400, pur și simplu un boier vrea să-și angajeze un căruțaș. O căruțaș. Se ducă căruța de colo-colo și s-au prezentat la concurs 3. Deci erau 3 pe loc. 300%. Și asta înseamnă că trebuia să își aleagă. I-au chemat pe toți trei odată și le-a pus o întrebare de baraj. Zice, măi, matale, primul care vrei să te angajeze, zi-mi și mie cam la câți centimetri de o groapă poți să treci fără să răstorni căruța. Asta făcându-și așa o socoteală, probabil că s-a gândit sinus de beta, cos de alfa, i-a zis 20 de centimetri, punct! Când a auzit al doilea candidat că aveau aceeași întrebare, ca să fie mai cumoț, am pățit la 10 cm. Boierul deja intrase puțin în panică să vadă ce zice ultimul. Și ultimul i-a zis, creștinul tata, față de o groapă trebuie să stăm cât mai departe. Așa trebuie să facem și noi. Dacă vedem groapa, nu trebuie să ispitim puterile spirituale ale noastre. Nu trebuie să credem că trebuie să suntem datori să trecem așa razant pe lângă ea. Nu. Când am văzut groapa, am văzut pericolul. Și față de pericol, nu trebuie să stăm la 2 cm sau la 60, ci cât mai departe, cât ne permite spațiul să stăm departe. Asta ce înseamnă? Că trebuie să vedem pericolul. Pericolul nu ne pândește așa la tot pasul, dar atunci când apare îndepărtare, trebuie să știm ce să facem. Și să mergem mai departe cu vederea. Ce face vederea în mintea noastră? Adică, după ce vedem, ce atitudine luăm? Știm câteva atitudini din parabola samarinarului milostiv. Atunci când Mântuitorul spune că un om a căzut de tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Și din întâmplare un preot se coborau pe calea aceea și văzându-l, a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean, venind la locul acela, văzându-l, i s-a făcut milă de el. Și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ereu de lemn și vin. Asta zic că nu este suficient, nu este total să vedem, ci trebuie să trecem la etapa cealaltă. Ce face vederea în noi? După ce vedem, ce atitudine avem? Asta contează mai mult, pentru că ați văzut, toți trei au văzut că era cineva în neputință. A, scuze, sunt 100, nu e problemă. Când a văzut slujitorul acolo că zace un om, a zis, păi frate, dar eu am acum o slujbă, eu slujesc lui Dumnezeu, mă așteaptă cu tare, cu tare și nu pot să-mi întind eu acum să întârzi, Doamne ferește, la slujbă. Levitul la fel, trebuie să-l ajut, că părintele, facem, trecem.
Pentru că această atitudine este una despre care inclusiv în morală avem un capitol întreg, care se numește coliziunea îndatoririlor. Și anume, se spune că sunt momente în viață în care avem de îndeplinit două, trei sau patru situații în același timp. Și fiind morală creștină, se dă un exemplu tulburător, și anume, te duci pe biserică și un vecin de-al tău îți apare în față cu o mare, mare neputință. Ce faci? Îți continui drumul sau îl ajungi pe acel vecin să iasă din impas? Bineînțeles că se și dă răspunsul, ca în orice culegere, cum era fratele nostru Gheba, Dumnezeu să-l odihnească foarte iubire, că tare nu mai bucuram în vacanță când mai aveam câte 100 de probleme de făcut. Și ne uitam la sfârșit, așa, la rezolvări. Așa scrie și manualul acesta. Zice, întâi vă duceți și îl ajutați pe vecinul. Slujba o să mai prinde și duminica viitoare, dar de cazul vecinului nu e duminica viitoare, este asta. Bun. Se fac tot felul de apreciere asupra momentului și se întoarce puțin în situația și aflăm chiar din Scriptură, au dacă boul sau vițelul tău a căzut în groapă în zi de sabat, nu te duci să-l scoți. Și această problemă a fost adresată unor creștini, nu neapărat la o lecție de morală, dar pur și simplu așa, în plen. Uitați așa, asinul vostru a căzut în groapă astăzi. E duminică, trebuie să vă ocupați de el, acum până sună unul, doi, până vin pompierii, că n-au scară, că n-au chinci, că n-au știu ce, a trecut slujba. Duminica viitoare, la fel, duminica viitoare, și ce faceți? Și unul zice, nu vă supărați, ajutăm asinul să iasă. Dar dacă asinul meu își face un obicei din a cădea în groapa aceea în fiecare duminică, eu îl vând. Trebuie să punem puțin la punct situațiile acestea. Ce vedem și ce trebuie să facem mai departe, pentru că astăzi, în Duminica Orbului, trebuie să știm și cum vedem lucrurile. Să știm să discernem ce trebuie să facem întâi și ce trebuie să facem apoi. Care este prioritatea, într-adevăr. Dar să nu uitați că diavolului îi este îngăduit să meargă până acolo, în a vă deturna complet de la sensul spiritual al vederii. Și vă prezintă tot felul de lucruri, astfel încât, până la biserică, să vedem numai de câte ori mi-a tăiat calea cineva, câte cârciuni mai sunt deschise, cât se clatină, câți n-au ajuns acasă și tu pleci de acasă. Dacă l-ai văzut pe ăstea, apăitat înseamnă că degeaba vezi. A vedea înseamnă ceva mult mai subtil. A vedea înseamnă a învăța să te bucuri de creația lui Dumnezeu. Să te bucuri de celălalt și să vezi în toți ceilalți făptura lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu ajungem să vedem pe celălalt cum ne vedem pe noi, n-am făcut nimic. Se spune că odată un medic care era obișnuit cu pacienții dintr-o leprozerie a primit un prieten de-al lui să îl însoțească într-o zi de consultații. A vrut omul să vadă prietenul lui cum se face acest lucru într-o leprozerie. Și la primul colț de stradă le-a apărut un lepros și prietenul doctorului s-a dus la el și l-a îmbrățișat. La care săracul medic a rămas paralizat. Ce-i fac șestuia? Cum să-i spun că eu acasă nu mai pot să-l mai duc, trebuie să-l las aici, că de-a până înainte e lepros. Și l-a întrebat, dar ce-a fost în capul tău? Zice, păi eu am fost la slujbă duminica trecută și m-a învățat părintele că să văd în toți pe Hristos. Eu l-am îmbrățișat pe Hristos prin leprosul ăsta. Într-adevăr, s-a făcut analize și omul nu luase boala. De ce? Pentru că el nu cu leprosul s-a îmbrățișat, ci cu Hristos. Contează foarte mult ce vedem noi. Nu realitatea contează atât de mult, cât contează percepția noastră față de realitate.
Dacă vine cineva către noi și este supărat și știm sigur că poate are și un plan de a ne face rău și noi totuși îi zâmbim și luăm în brațe, nu credeți în minunea vederii că omul acela în care noi am văzut pe Hristos chiar este Hristos? Pentru că dacă nu avem această cultivare și dorință de a cultiva vederea către a vedea ce trebuie, cu siguranță că ne vom speria de orice lucru care ne înconjoară. Cunosc foarte mulți care sunt speriați numai la gândul că au găsit atunci când au plecat de acasă cine știe ce, au găsit într-o pernă nu știu câte pene care în 25 de ani s-au lipit pentru că așa de mult capul lor s-a frecat pe perna respectivă și se uită la tot felul de semne încât ce facem? Ce vedem? Vedem numai semne de rău? Nu, trebuie să vedem numai semne de bine. Cum le vedem? Nu putem să le vedem deodată. Trebuie să învățăm cumva să ne antrenăm. Să știți că orice posibilitate de-a noastră trebuie să fie antrenată. Dacă vrem, de exemplu, să ridicăm mai mulți saci, începem de la mai puțin și mergem mai departe, trebuie să vedem mai multe lucruri care, într-adevăr, ne fortifică. Așa este și cu vederea duhovnicească. Cum putem să-l desființăm pe celălalt? Da, nu cu pumnii, Doamne ferește. Nu. Putem să ne uităm așa cum s-a uitat astăzi orbul din naștere. Ce a văzut orbul din naștere pentru prima dată în viața lui? Dacă s-a dus la izvorul Siloam și s-a spălat și a văzut, și a văzut chipul lui, dacă am avea acest antrenament, să vedem chipul nostru în tot ceea ce ne înconjoară. Vă imaginați că în chipul nostru, cu siguranță că trebuie să vedem prima dată strălucirea divină. Omul acela s-a văzut pe sine. Văzându-se pe sine, s-a vindecat de toate și a început să știe ce trebuie să vadă. Și atunci când l-au întrebat, nu de 10 ori, de 100 de ori, bătrânii și cărturarii și arhiereii, nu s-a supărat că l-au întrebat odată, de 2 ori, de 3 ori. I-au lăsat să spună, numai că deja devenise prea agasantă întrebarea, cine și de ce te-a vindecat pe tine sâmbăta, pentru că acela este un om păcătos. Și el a răspuns, dar nu, dacă e păcătos sau nu, eu nu știu. Eu una știu, nu vedeam și acum văd. Vedeți că nici măcar nu i-a judecat. Asta înseamnă că, în afară de vedere, cel care era orb din naștere a căpătat toate celelalte simțuri. Înseamnă că și noi putem să căpătăm toate celelalte simțuri dacă suntem cu totul și cu totul atenți să știm ce să vedem în celălalt. Dacă în cel care ne greșește, zicem noi, am fi atât de antrenați încât să ne vedem pe noi înșine, n-am începe cumva să ne așezăm așa ca în oglindă, mă, dacă am papiorul strâmb, mă uit în oglindă și îl îndrept. Dacă eu văd acolo în oglindă că e papiorul strâmb, ce fac? Dărâm oglinda să o dau mai într-o parte? Nu. Îmi așez ținuta. Așa se poate întâmpla cu tot ceea ce înseamnă atitudinea față de celălalt. Când vedem la celălalt o anumită grimasă, cu siguranță că ea a pornit de la noi. Vă spun în mod sincer, cei care sunt în fața noastră sunt oglinzile noastre. Dacă știm să ne uităm la ei ca în oglindă, cu siguranță că ne va răspunde oglinda. Dacă avem ceva de reproșat celui din oglindă, cu siguranță că noi trebuie să ne așezăm să vedem ce nu stă bine. A, n-am ciorap, i-am uitat acasă, nu că nu așa e moda. Și ai rezolvat problema. Iubiți credincioși, a vedea, venind de la Siloam spre casă, venind de la biserică și ni s-au uns ochii cu tine de către Mântuitorul, înseamnă a vedea realitatea. Dar care realitate? Realitatea adevărată. Adică nu cea despre care știam de la X sau de la Y,
ci cea frumoasă pe care trebuie să o vedem. Nu cea despre care ne spune cu tare sau cu tare. Dacă noi vedem lucrurile și ni se pare nouă că ceva e neregulă, cu siguranță că e neregulă la ochiul nostru, care nu știe să vadă încă, nu s-a antrenat suficient, să vadă frumusețea din celălalt. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca măcar astăzi, în jumătate de zi care ne-a mai rămas, să facem niște verificări ale vederii noastre. Să vedem până unde putem să vedem, cât de clar putem să vedem și mai ales ce nu trebuie să vedem, pentru că nu e bine. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.